În lume au existat foarte mulți vizionari și profeți care, datorită darului lor extraordinar, de multe ori au fost expulzați și dezonorați pentru că puteau prevede foarte precis viitorul. Un astfel de predicator, despre care puțină lume vorbește, a fost călugărul Abel, puternic și pios. El, ca mulți alții, a avut o viață destul de neliniștită, pentru că a avut predicții surprinzător de precise și destul de teribile, în special în ceea ce privește conducătorii Rusiei. Cine este însă acest bătrân misterios care a profețit în numele celui prea înalt și care a prezis, printre altele, arderea Moscovei din temelii? Toate acestea le vom afla în episodul de astăzi. Bine ați venit, dragi prieteni, pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care veți descoperi teorii incredibile, documentare și știri care te vor face să spui unele întrebări. Dacă vrei să participi la toate acestea și să afli informații și desecretizări imediat ce le facem, apasă chiar acum pe butonul roșu de subscribe și clopoțelul din dreapta lui, desigur este total gratuit și vei afla imediat ce lansăm lucruri pentru tine. Însă să ne întoarcem la călugărul care a prezis principalele evenimente din secolul 19 și 20, printre care a prezis moartea casei Romanovilor. Vocația unui proroc este cunoscută din cele mai vechi timpuri, fiind descrisă și în Deuteronom 18:18, unde însăși Domnul spune: voi pune cuvintele mele în gura sa și va spune tuturor ceea ce îi cer. Dacă primul dintre profeți, dragi prieteni, se consideră că a fost Avram și ultimul Ioan Botezătorul, Vasilii Vasiliev a rămas în eternitate ca prorocul Abel, numele său fiind găsit în aproape toate dicționarele și enciclopediile pre-revoluționare rusești. Iar profețiile și prezicerile sale nu au uimit doar Rusia, ci au șocat întreaga lume. Dar să începem cu începutul. Abel, pe numele său de botez Vasili, a văzut lumina zilei, oameni buni, pe data de 20 martie 1757, în cătunul Akulovo, din regiunea Tula. Foarte interesant este perioada când s-a născut, adică în noaptea echinocțiului de primăvară, motiv pentru care nașterea sa a fost văzută la acea vreme ca o mare minune. Există mărturii în care preotul satului, prezent în casa tatălui, a auzit țipetele noului născut, niște țipete neobișnuite puternice pentru un bebeluș, preotul a exclamat: acest băiat nu va fi obișnuit. El a fost adus pe lume în această noapte cu un scop precis. Strigătul său viguros se va face auzit și peste veacuri. Abel a trăit în biserica Vladimir timp de numai un an. În acest timp, călugărul a avut o boală grea pe care a depășit-o, dar cum se menționează în scrierile vremii, în timpul bolii sale a simțit niște emoții și forțe ciudate, prin care s-au efectuat asupra sa acțiuni absolut inexplicabile. În timp ce trăia în mănăstire, Abel vorbea numai despre anumite ființe asemănătoare cu îngerii din cer, care i-au apărut într-un vis și i-au dat posibilitatea de a vedea. Mai târziu, profetul a început să audă vocile care îl însoțeau pretutindeni și, după cum s-au dovedit, au fost cele care i-au șoptit profețiile ce urmeau să vină. Abel a susținut că a fost înălțat la cer, unde i-au fost arătate două cărți sfinte, în care au fost prezentate mari evenimente viitoare. După aceasta, a vrut să scrie lucrarea profetică, în care încerca să repete ceea ce a văzut. Mai târziu se spune că călugărul Abel a auzit o voce care a dat instrucțiuni speciale cu privire la ce să prezică și cum să acționeze în aceste situații. Călugărul Abel, a cărui profeții a atins mulți conducători, a atins-o și pe Caterina a doua. El a prezis moartea Caterinei a doua, timp pentru care a fost expulzat din St. Petersburg. Chiar dacă mai târziu Caterina a doua s-a făcut milă de el, până la urmă a ordonat să fie închis pentru tot restul zilelor. Însă pe 5 noiembrie împărăteasa a fost găsită fără viață pe podea. A murit exact așa cum a profețit Abel. Călugărul Abel a fost de foarte multe ori închis pentru profețiile sale. Toate previziunile profetului au fost ținute strict sub supravegherea serviciilor de securitate rusești, dar scurgerea a avut loc în timpul prăbușirii URSS. Profețiile vorbeau despre faptul că în timp de 70 de ani, Rusia va fi condusă de diavoli muritori, iar după această lungă perioadă de timp vor începe să părăsească țara în liniște. Dar unii demoni vor rămâne în continuare. Așa s-a gândit Abel la fostul guvern al Rusiei. Printre altele, călugărul Abel a profețit că la conducerea Rusiei va veni un om de statură joasă la putere. Fața lui va fi tuciurie și va fi jumătate chel. Călugărul Abel, ale cărui profeții despre viitorul Rusiei nu au fost tot timpul cele mai pozitive, a spus că această persoană va avea multe dureri și cel puțin două războaie. Unul pe munții Prometean, al doilea în Crimea. Până și celebrul dicționar al lui Brockenhaus și Efron îl numește călugărul ghicitor, el prezicând și orele morții lui Paul I, invazia trupelor lui Napoleon și arderea Moscovei până la temelii.
Un astfel de dar la un țăran era inexplicabil, iar dacă nu ar fi dovezile reținerii acestei persoane periculoase în închisori și mănăstiri, ar fi foarte greu să crezi că aceste lucruri chiar s-au întâmplat. Viața călugărului s-a închirat liniștit printre rugăciuni și reflexii, iar cele mai multe dintre profeții s-au adeverit în timpul vieții profetului, dar a existat una care a continuat să intereseze pe istorici chiar și în secolul 20. Faptul este că lui Pavel I, călugărul i-a prezis soarta casei imperiale cu 100 de ani înainte. Despre moștenitorii lui Paul I, călugărul Abel a spus: Alexandru al III-lea îi va transfera tronul lui Nicolae al II-lea, Iov cel îndelung răbdător. El va înlocui coroana regală cu o coroană de spini, va fi trădat de poporul său ca odată fiul lui Dumnezeu. Paul I a sigilat predicția lui Abel într-un plic și a lăsat-o în palatul Gacina pentru nepotul său, scriind cu mâna sa: Deschideți descendentului nostru în ziua centenarului morții mele. La 2 martie 1901, în prezența reprezentanții curții, Nicolae al II-lea a descris scriul cu testamentul și a citit profeția lui Abel despre soarta lui. Este de amintit și faptul că în 1812, când armata rusă predă Moscova francezilor, așa cum a prezis călugărul care aproape ardea, impresionat, țarul Alexandru I poruncește: Lăsați-l pe Abel din mănăstire, dați-i un pașaport pentru toate orașele și mănăstirile rusești, oferiți-i bani și îmbrăcăminte. Iată o mică parte din una dintre profețiile părintelui despre Rusia, pentru care a fost închis. Și fiți atenți cât de bine se potrivește cu vremurile în care trăim acum. Sângele și lacrimile vor uda pământul umed, râuri sângeroase vor curge, fratele se va ridica împotriva fratelui și pachete, foc, sabie, invazia străinilor și a inamicului este puterea interioară a nevrednicilor. Evreul va înfiora pământul rusesc cu un scorpion, îi va prăbuși sfinții, va închide bisericile lui Dumnezeu, va executa cel mai bun popor rus. Acesta este permisiunea lui Dumnezeu, mânia Domnului pentru renunțarea la Rusia a unului ei uns pe Dumnezeu, și atunci va fi mai greu. Îngerul Domnului varsă în noi probleme, astfel încât oamenii să vină în minte. Două războaie, unul mai amar decât celălalt vor fi. Niubatu în Occident va ridica mâna. Oamenii dintre foc și flacără, dar de pe fața pământului nu va fi distrus, ca și cum domina rugăciunea regelui torturat. În anul 1879, o parte din scrierile profetice ale călugărului au fost publicate într-un volum cu titlul Viața și strădaniile părintelui și călugărului Abel. Abel a prezis și începerea primului război mondial, dar și valuri de nenorociri care a lovit întreaga lume ca urmare a revoluției bolșevice. Călugărul scrie printre altele și o carte în care vorbește despre asasinarea țarului Pavel I și venirea la tron a fiului său, țareviciul Alexandru. Nu au trecut decât câteva luni după ce le-a scris, iar prezicerile sale s-au confirmat, dar din ordinul guvernatorului orașului Sankt Petersburg, unul dintre asasinii țarului a fost arestat, aruncat într-o fortăreață și apoi trimis forțat la mănăstirea Solovetski, pe o insulă din Marea Albă, pe care nu a avut voie să o părăsească. În 1826 este însă închis în temnița mănăstirii Sfântului Eftimie, din Suzdal, unde a rămas timp de 20 de ani. Iar la 29 noiembrie 1829, la vârsta de 84 de ani, după ce a fost supus la casne sufletești și trupești, a trecut de dreapta Domnului. Potrivit istoriei, Abel își doarme somnul de veci în spatele bisericii Sfântul Nicolae, dar adevăratul mormânt al său nu se cunoaște. Se spune că a fost îngropat într-un loc secret, pentru ca nimeni, niciodată, să nu-i poată aduce cinstire. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut acest material, dați-i un like. Până data viitoare, vizionează și alte materiale foarte interesante pe care le găsești doar pe canalul Adevăruri Secrete și nu uita, foarte important, apasă butonul roșu de subscribe și clopoțelul. Vă doresc tuturor o seară extraordinară, să auzim numai de bine, iar până data viitoare, țineți aproape!